Polițiștii de frontieră din Gârla Mare au depistat în zona de competență 10 cetățeni din Afganistan care au traversat ilegal fluviul Dunărea cu ajutorul unei embarcațiuni. În data de 6 a 5 a 2021, în jurul orei 12.30, la nivelul sectorului Poliției de Frontieră, Gârla Mare, a avut loc o acțiune privind prevenirea și combaterea migrației ilegale în zona de competență. Astfel, cu sprijinul secției 6 Poliție Cujmir, în localitatea Pristol, în dreptul kilometrului fluvial 845,9, a fost descoperit un grup format din 10 cetățeni străini. La nivelul sectorului Poliției de Frontieră Gârla Mare a avut loc o acțiune privind prevenirea și combaterea migrației ilegale în zona de competență. Astfel, cu sprijinul secției 6 Poliție Cujmir, în localitatea Pristol, în dreptul kilometrului fluvial 845,9, a fost descoperit un grup format din 10 cetățeni străini. Imediat, persoanele în cauză au fost conduse la sediul sectorului pentru verificări, unde li s-a făcut triajul epidemiologic. În cadrul primelor verificări, polițiștii de frontieră au stabilit că cei în cauză sunt cetățeni din Afganistan și Bangladesh, 10 adulți, cu vârste cuprinse între 18 și 50 de ani. De asemenea, în cadrul cercetărilor, cetățenii străini au declarat că au trecut frontiera din Serbia cu o ambarcațiune cu motor condusă de unul dintre cetățenii afgani. Totodată au mai declarat că au recurs la această metodă, cu intenția de a ajunge în țări din vestul Europei la rudele acestora. Imediat persoanele în cauză au fost conduse la sediul sectorului pentru verificări, unde li s-a făcut triajul epidemiologic. În cadrul primelor verificări, polițiștii de frontieră au stabilit că cei în cauză sunt cetățeni din Afganistan, 10 adulți cu vârste cuprinse între 18 și 50 de ani. De asemenea, în cadrul cercetărilor, cetățenii străini au declarat că au trecut frontiera din Serbia cu o embarcațiune cu motor condusă de unul dintre cetățenii afgani.